Bine te-am regăsit, Daniela Țimulescu aici. Bine ai revenit la noi sau bine ai venit pentru prima dată la această emisiune. Înainte de a trece să discutăm despre ce ne așteaptă săptămâna ce urmează, despre recomandările astrelor, vreau să-ți readuc aminte să intri pe www.astrosense.ro, să citești cele mai recente articole de acolo. Ai să vezi tu, în ultimele zile s-au scris destule articole destul de interesante, atât despre 2021, cât și despre 2022, deci trebuie să intri să le citești. Nu uita să intri pe canalul de YouTube AstroSense. Săptămâna aceasta am avut emisiuni cu Bogdan Ungureanu, numerolog. Și am discutat atât despre parcursul lui, despre povestea sa, despre cum a ajuns la numerologie și cum i-a schimbat numerologia viața, dar am discutat și despre ce înseamnă o numerogramă, cât de importantă este în viața noastră, adică din data de naștere, ce poți să afli despre tine. Eu am rămas uimită, trebuie să recunosc. Vă spun așa, între noi fie vorba, într-o pauză când am filmat cu Bogdan, într-o pauză mi-a cerut și mie data nașterii, așa pe repede înainte, pentru că n-am avut foarte mult timp la dispoziție, și doar uitându-se din data nașterii mi-a zis o chestie pe care o știu cei mai apropiați oameni despre mine, adică inclusiv eu am rămas uimită de ce a putut să-mi spună, neștiind nimic despre mine, Bogdan, să ne înțelegem. Deci puteți intra pe canalul de YouTube AstroSense să vedeți emisiunile cu el. Am scris și câteva articole pe AstroSense dacă vrei să le citești. Un like la pagina de Facebook, te rog, că ți-am mai spus, n-ai tu tot timpul să intri pe site cu stresul zilelor în care trăim, dar îți mergem noi aminte pe Facebook din când în când cu câte o postare și un follow la contul de Instagram. Și săptămâna ce urmează vom avea câteva, cum aș putea să le spun, intervenții, interviuri, tot așa cu un specialist din zona aceasta, și vom discuta despre Venus retrogradă. Asta se întâmplă la sfârșitul anului și vrem să vă pregătim din timp. Iar specialistul respectiv, încă nu v-aș da numele, ca să spun așa, este un mix, are foarte multe domenii în spate. O să ne vorbească despre fidelitate, despre infidelitate, despre de ce recurgem la relațiile tampon, tot felul de relații. Dar din perspectivă psihologică, din perspectivă astrologică, o să fie o discuție din aceasta și pe o parte și pe cealaltă. Deci stai cu ochii pe noi, dacă n-ai dat un subscribe la contul de YouTube AstroSense, poți să te duci după ce te uiți la această emisiune, să faci chestia asta, să fii notificat sau să vezi acolo, uite domnule Daniela, în sfârșit a urcat emisiunile respective. Și ți-am zis, pe AstroSense sunt doar emisiunile despre astrologie și din celelalte domenii divinatorii, ezoterice, spirituale. Bun, am făcut acest intro despre AstroSense. Îl fac de fiecare dată, mi s-a atras atenția că prea multă reclamă, dar ne reclamă aceasta, trăim și din vizualizări și din trafic, deci îmi pare rău și nu cred că fac un lucru rău. Bun, să trecem la săptămâna ce urmează. În primul rând vreau să cred că sunteți sănătoși și că sunteți bine, că aveți grijă de voi în această perioadă. Și dacă să zicem că sunteți bolnăviori, să vă doresc să treceți repede, să vă faceți bine și să vă mai doresc să aveți grijă și de voi și de cei dragi. Pentru că trăim niște vremuri destul de grele, cum nu ne-am fi gândit, iacătă, cel puțin în mai când s-au relaxat restricțiile. Nu cred că ne-am fi așteptat vreodată ca sfârșitul de an pentru români, sfârșitul de an 2021 să fie așa. De altfel, eu am realizat o emisiune specială despre astrograma României de la final de 2021 și am spus acolo că o să fim așa, cum să spun, marcați de un val de dezamăgire, ni se vor dărâma foarte multe iluzii, foarte multe așteptări, atât la nivel politic, cât și la nivel social, și în sfârșit cred că vom accepta stadiul în care ne aflăm, pentru că luna progresată în astrograma României va face o conjuncție cu Saturn, ceea ce înseamnă că o să fie o stare din aceasta depresivă, de dezamăgire, de limitare, de nu mai știm încotro și ne dăm seama că statul nu ne ajută, că statul e stat și că fiecare trebuie să-și facă treaba cum știe mai bine pentru el. Deci, uitându-mă așa la ce se întâmplă și pe cer și ceea ce noi trăim zilele acestea, arată faptul că nu mai este cazul să așteptăm de la nimeni nimic, ci să ne protejăm cât putem și să avem grijă de propria persoană, adică sănătatea mea e mai importantă decât orice, și așa sper să gândești și tu, și sănătatea celor dragi. Deci sper că sunteți bine și sper că aveți grijă de voi. Oarecum acest introducere pe care am făcut-o odată că îmi pasă de voi, la doilea mână și pentru că astrele săptămâna viitoare ne pregătesc așa niște treziri la realitate.
Am și scris acum ceva timp o postare, care a devenit și un articol, că trebuie să fim atenți la perioada 11-17 octombrie, pentru că pe 11 Saturn își oprește retrogradarea, iar pe 17 este ziua în care Jupiter se pregătește să-și oprească retrogradarea, ambele în semnul Vărsătorului. Și acest semn vorbește despre adevăr, vorbește despre distanțare socială, despre toată zona aceasta. Oricând, deci, în săptămâna în care, la începutul săptămânii, la finalul săptămânii, ambele și opresc retrogradarea, e clar că săptămâna respectivă ne pune față în față cu realitatea, nu cu un optimist deșanțat, pe care l-am trăit cel puțin din mai până în octombrie. Bine, în prima fază, din mai până în iulie, când Jupiter a fost în pești, să ne aducem aminte, și pe urmă din iulie încoace, când Jupiter s-a întors în Vărsător. Dar acum, săptămâna ce urmează, dacă ar fi să ne uităm la nivel macro, așa, da, Jupiter și Saturn în Vărsător ne aduc adevărul, ne aduc realitatea, obiectiv vedem ceea ce există cu adevărat în viața noastră. Adică nu mai putem să visăm, să ne așteptăm, ci pur și simplu să ne luăm de aici, de acum, și să ne construim, și să vedem ce avem, ce nu avem, ce putem face, ce nu putem face. Ama că Saturn își oprește mâine retrogradarea, el ne poate ajuta să construim mai bine. Are tot felul de părți bune și tot felul de părți nu neapărat negative. Negativ e atunci când se întâmplă ceva ce nu ne convine. Dar știți cum este? Nu suntem stăpâni, nu e nimeni buricul lumii, sunt... Când ne naștem în această viață, poveștile Disney sunt frumoase, dar nu sunt adevărate. Alea vechi. Acum am înțeles că cei care scriu poveștile scriu așa, mai adaptate la vremurile în care trăim. Însă, una este viața, iar alta este povestea. Tranzitele de săptămâna viitoare asta vor să ne arate, că visul, da, e bine să sperăm, e bine să ne imaginăm, e bine să visăm, dar să rămână acolo. Și realitatea asta este pe care o trăim. Realitatea este în buzunar, realitatea este în contul unde primim salariu, realitatea este în cheltuielile pe care le facem zi de zi, realitatea este în sistemul medical pe care îl avem în această țară sau, mă rog, la nivel mondial, că nu suntem noi cei mai amărâți din acest punct de vedere. Realitatea. Săptămâna viitoare la asta ne invită să ne dăm seama care este realitatea. Așa, crudă, nemiloasă de cele mai multe ori, necruțătoare, și să o acceptăm. Pentru că dacă nu o acceptăm și ne agățăm în continuare de ideea noastră de, nu știu, de perfecțiune, de ce ne imaginăm noi, fantasme, vom rămâne agățați acolo și vom suferi de fiecare dată. Dar cu Saturn, care își oprește retrogradarea în Vărsător, lui îi place în Vărsător. Doar că vedeți voi, una e când a fost în Capricorn și alta e când e în Vărsător. În Capricorn nu prea te plângi, stai acolo în duri. În Vărsător îți dai seama că planurile pe care ți le-ai făcut tu pentru viitorul apropiat nu prea se pupă cu ceea ce se întâmplă cu adevărat. Trebuie să ne adaptăm de fiecare dată. Asta ne învață Saturn. Vrei să construiești ceva? Da, te las să construiești. Îți dau toate șansele în acest sens. Dar trebuie să ții cont de pământul unde construiești, de orașul unde construiești, de țara unde construiești, de oamenii pe care ei se construiești, oamenii pe care îi aduci în viața ta să construiești ceva. Trebuie să ții cont dacă ai învățat corect legislația ca să construiești ceva, dacă obții corect autorizația, dacă respecti toate regulile, că lui Saturn asta îi place. Când nu respectăm nimic, Saturn dărâmă. Iar în Vărsător îți dărâmă planurile de lungă durată și cele de viitor apropiat, să ne imaginăm. Mai înțelegem că ce se întâmplă în lume ne afectează și la nivel individual, e absolut normal. Dar ne putem adapta, că asta face Saturn. Da, nu ne place, comentăm, ne plângem, facem reproșuri, ne victimizăm, că asta facem noi în fața lui Saturn. Însă în același timp el zice, domne, dacă termin cu chestiile astea și încep să vezi împătrățica ta ce ai și cum ai, eu te ajut să faci ce-ți dorești tu cel mai mult. Te țin puternic, îți dau durabilitate, îți dau rezistență, dar cu pretenția, cu condiția ca tu să respecti anumite limite. Pentru că Saturn asta face, pune limite, îți arată că nu poți să te arunci de pe un bloc, îți arată că nu poți să te arunci și în ocean, îți arată, domne, ai niște limitări. Chiar ai niște limitări. Și ce este foarte interesant este că dacă luni Saturn ne arată limitările, dacă reușim să le conștientizăm, să le acceptăm și să zicem, domnule, ăsta sunt, asta e țara, asta e lumea în care trăiesc, pe urmă, pe 18 octombrie, Jupiter își va relua și el mersul direct în Vărsător. Și vine să-ți dea oportunități, vine să aline și vine să te facă să crești.
Deci, sună ciudat. Saturn limitează, Jupiter crește. Da, Saturn mai întâi îți arată ce poți construi, dar Jupiter pe urmă vine, ok, ai făcut un etaj și l-ai făcut așa cum trebuie ca la carte, conform legilor Universului, să zicem, bun, te las să mai faci un etaj. Dar de asta vă spun, trebuie mai întâi la începutul săptămânii să zicem, domnule, cam crudă viața asta în care trăim, cam uite și tu cum este ea. După care Jupiter zice, ah, ți-ai învățat lecția? Bravo! Hai să mergem înainte, hai să construim ceva, hai să fim optimiști, hai să găsim oamenii potriviți să se implice în proiectele noastre. Deci vedeți că săptămâna ce urmează, aș putea spune că este una dintre cele mai importante din acest an. Ne trezește serios. Am avut luna nouă de săptămâna aceasta în balanță, am vrut să vedem lucrurile frumos, să negociem, să echilibrăm. Credeți-mă, ne apropiem de o lună plină în berbec pe 20, iar acolo nu mai e chiar așa. Deci, mai ales cei care vă știți cu marcaj fix. Am vorbit la nivel global așa, am dat recomandarea tuturor de care ar fi bine să țină cont. Acum voi discuta foarte mult la nivel individual. Atenție, cei care aveți marcaj fix, ăștia de care vă tot spun eu de la începutul anului sau din decembrie anul trecut, Taur, Leu, Vărsător și Scorpion, vă știți în astrogramă cu aceste detalii, cu aceste marcaje. Atenție! Puteți fi această zodie, puteți avea Luna, Mercur, Venus, Marte, ascendentul, nodul nord, nodul sud sau un alt unghi important în astrogramă în aceste semne. Deci nu trebuie să fiți doar zodic, asta să încercăm să vedem astrologia și altfel. Bun, deci dacă vă știți cu Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, gândiți-vă că de săptămâna asta până în decembrie, când Jupiter va reintra în Pești, e o perioadă importantă. Nu este plăcută, e destul de controversată, destul de tensionată, dar știți ce se întâmplă? Întotdeauna noi construim prin efort. Lucrurile care se întâmplă așa ușor nu rezistă. Vă spun eu, nu rezistă, că și în astrologie când învățăm, tranzitele lui Jupiter, cum citiți și voi că intră marele benefic în semnul vostru, ziceți, mamă, vine Jupiter și ne face, așa am crezut și eu, dar că Jupiter te face să crezi că poți să ții mai multe în spate decât poți să duci și el nu te ajută să construiești, el doar te ajută să crezi și să te arunci. Nu, Saturn te ajută și să construiești. Deci, aveți grijă, zilele următoare, mai ales aceștia cu marcajul fix, ce puteți face, cum puteți face și dacă aveți parte de treziri, dacă aveți parte de momente mai grele, ele sunt menite să vă ajută să construiți altceva în viața voastră. Și gândiți-vă la un lucru. Există un echilibru în această viață, trebuie să pierdem ceva ca să putem să dobindim ceva. Întotdeauna nu prea există, știți, break-even-ul acela, nu prea există, cum să-i zicem, mai mult și să nu dai nimic. Nu, întotdeauna trebuie să dai, întotdeauna trebuie să pierzi, să oferi ca să poți să primești. Deci, după cum vă spuneam, mâine Saturn își oprește retrogradarea și pe 18 urmează și Jupiter să-și oprească retrogradarea. O săptămână importantă. Plus că este săptămâna de dinaintea opririi lui Mercur retrograd. Ați văzut și voi săptămâna aceasta ce s-a întâmplat când Mercur retrograd a făcut trigonul cu Jupiter, au căzut rețelele de socializare, au fost și alte probleme tehnice pe aici pe acolo, cu alte softuri, alte servere, deci cu alte cuvinte, Mercur ne-a tot avertizat și o să știți că ne mai avertizează și înainte să-și oprească retrogradarea pe 18 octombrie. S-ar putea să-i vedem mușchii cu adevărat abia acum. Și chiar dacă își va opri retrogradarea pe 18 octombrie, să știți că el în ultimele zile de retrogradare și în primele zile după face foarte multe, cum să vă spun, dărâmă, zguduie, strică, amână, anulează, ne stresează. Pentru că Mercur retrograd, și eu când am început să-l studiez, aveam o altă părere despre el. Acum sunt în altă lume, sunt mai experimentată, am văzut ce înseamnă, cum înseamnă. Mercur retrograd ne arată că lumea nu este perfectă. Da, noi când pornim la un proiect, am vrea ca lucrurile să meargă așa, foarte simplu, foarte ușor, așa cum ne imaginăm noi, precum poveștile Disney de care vă povesteam. Așa, și noi vrem ca lucrurile să meargă așa. Dar Mercur retrograd se mai întoarce și ne arată, băi, ai mai greșit, au mai greșit și alții, te mai grăbi, mai trebuie corectat ceva acolo, poți să îmbunătățești ceva acolo, pentru că pe Mercur retrograd putem avea idei geniale, ca să zicem așa. Deci vedeți că săptămâna aceasta e destul de încărcată, odată cu cele două planete, Saturn și Jupiter. Saturn reprezintă construcția, Jupiter reprezintă expansiunea, acestea își opresc retrogradarea în semnul Vărsătorului, Mercur își va opri retrogradarea în semnul Balanței, deci tot aer. Vedeți că ne confruntăm cu multe informații, foarte multe informații și pentru că Mercur a fost retrograd și este până pe 18 în semnul Balanței, nu mai știi pe cine să crezi și cum să crezi. Ba mai mult, mimetismul
cum spuneam și luna nouă, în emisiunea despre luna nouă în balanță, mimetismul, să zicem să nu râdă vecinii de noi, să facem aia, să nu creadă cine știe ce familie, să evităm adevărul tocmai ca să pară minunat, mimetismul pe Mercur retrograd în balanță a luat niște culmi uimitoare. Doar că atunci când Mercur își va opri retrogradarea, ne vom trezi din mimetismul ăsta și ne vom da seama cât de nasol, îmi permit această expresie, să facem lucrurile ca să fie bine, să pară bine, să facem declarații, să facem în familie într-un fel, să păstrăm așa oarecare aparență. Se duce aparența asta. Bun, deci următoarea săptămână destul de importantă, de asta și insist atât de mult din câte vedeți. Bun. Mâine mai avem un aspect. Trecem pe un alt plan de data aceasta. Avem o conjuncție între Venus și nodul sud. Venus în săcedător. Există o emisiune specială despre acest aspect. În sfârșit avem nevoie de puțină încredere că săptămâna ce va urma avem nevoie de aspecte din acestea în care să ne susținem suflul și să zicem hai că e bine, hai că e bine. Venus în conjuncție cu nodul sud în săcedător. Mulți dintre voi, nu toți, să ne înțelegem că dacă spun acest lucru nu înseamnă că mă raportez la toți, Venus în conjuncție cu nodul sud ne pregătește puțin de retrogradarea lui Venus în Capricorn. De ce spun asta? Nodul sud are legătură cu ceea ce noi am făcut, cu ceea ce noi am primit din trecut, pattern-uri, tipare transgeneraționale, dar are legătură și cu trecutul. Adică, și ținând cont de faptul că vorbim și de Venus care trece peste nodul sud, la ce ne gândim? La tipare relaționale vechi, cele care ne fac rău. Poate tendința de a ne întoarce la partener, poate tendința de a intra în relație cu același tip de partener pe care l-am avut și să ne trezim, domnule, dar fac ce fac și reintru aici. Deci mâine avem un teaser la Venus retrogradă. Venus retrogradă va începe pe 19 decembrie. Și aveți grijă mâine la cine vă gândiți, pe cine sunați, pe cine căutați, pe cine vreți înapoi în viața voastră sau mai mult. Dacă veți cunoaște o persoană în perioada aceasta și veți dori o relație, încercați să nu aveți ochelar roz, pentru că atunci când aveți ochelar roz, stegulețele roșii nu există, nu le vedeți, nu le simțiți, red flags, știți? Adică vedeți să nu intrați în aceeași poveste. Pe 13 octombrie Venus face un sextil cu Saturn. Aici e bine pentru cei care, nu știu, au făcut eforturi în ultimul timp să-și mai așeze relația, să mai construiască, să se ierte, să treacă peste anumite probleme. Aspectul de care ar trebui să profităm săptămâna ce urmează este un trigon între Soare și Jupiter. Soarele care se pregătește să iasă din balanță și Jupiter care se pregătește și el să iasă din retrogradare, Jupiter în Vărsător. Trigonul dintre Soare și Jupiter, veți auzi peste tot, că este aspectul minune al astrologiei. Da, un trigon, cine se naște cu Soare, trigon, Jupiter, are anumite oportunități. E puțin avantajat. Doar că acest trigon, după cum vă spun de fiecare dată, trebuie muncit, trebuie conștientizat, trebuie împins, trebuie luat la șuturi ca să scoată ceva. Și de obicei când avem un trigon între Soare și Jupiter, vorbim despre încredere. Ori în perioada aceasta, noi suntem cu încrederea la sub nivelul mării, ca să zicem așa, ori un asemenea aspect ne mai îndulcește, pentru că vom avea nevoie săptămâna viitoare de încredere. Și aspectul ăsta de pe 15 octombrie, pe cât de grav o să ni se pară ce se întâmplă, acolo găsim încredere. Și Jupiter cu Soarele presupune oarecare și, nu știu, credință interioară, legătură cu divinitatea pentru cei care se raportează la acest lucru, o dorință de a încuraja oamenii din noi, de a le spune hai că trecem, hai că facem, hai că dregem, hai că reușim noi într-un fel sau altul. Deci, dacă simțiți nevoia să încurajați pe cineva pe 15 octombrie, să-i împingeți, să le spuneți lucrul, folosiți această zi. Și e bună și pentru voi, pentru oricine, adică dacă vă simțiți, nu știu cum să vă spun, suflul pe cine, simțiți că vă pierdeți sufletul la figurat, nu, sper că nu și la propriu, o comedie, un serial, o melodie, niște desene animate, vă aduceți aminte de tot felul de chestii cu Mercur retrograd pe acolo, mai ții minte când ai făcut sau vă căutați poze pe care le-ați făcut, povestiri din acestea din copilărie, amintiri din copilărie, cum zicea domnul Creangă. Deci folosiți această zi și mă rog, orice, cum să vă spun, orice gest de încredere va fi, să zicem, propagat mult mai ușor. Pe 16 octombrie avem o opoziție între Venus și Luna Neagră. Asta este un aspect bun în dormitor, să-i spunem așa, din perspectiva mea, dar să nu uităm că dacă Venus este în opoziție cu Luna Neagră, înseamnă că Venus este în conjuncție cu Priapul. Priapul reprezentând o traumă, Venus în săgetător, deci
Iarăși, în ceea ce credeam, nu știm dacă să mai credem aici la nivel filozofic, la nivel de dormitor, e bine, trecem peste dormitor, nu discutăm foarte mult de dormitor acum. Dar această opoziție între Venus și Lilith, Lilith fiind în Gemeni, Priapul în Săgetător unde este Venus, înseamnă că avem încredere în ceea ce credem și am face bine să nu le spunem neapărat și celorlalți sau să nu insistăm, ci să ținem pentru noi. Pentru că vedeți și voi ce se întâmplă în ultimul timp, suntem din ce în ce mai divizați, din ce în ce mai grupați, începem să ne separăm, începem să punem limite, cu tine nu mă mai văd pentru că, cu tine nu mai vorbesc pentru că, uite ce se întâmplă. Am face bine să nu transmitem mesaje în care nu suntem foarte încrezători. Pe 17 octombrie, vă spuneam, aici Jupiter se pregătește să își oprească retrogradarea, dar este și ultima zi de retrogradare a lui Mercur. Pentru că pe 18 octombrie și Jupiter și Mercur ies din retrogradare, ce mai avem pe 17? Mercur, înainte de a-și opri retrogradarea, are un sextil cu Venus, ceea ce înseamnă că putem avea cuvinte dulci, cuvinte ajutătoare, cuvinte care să-i ridice pe cei de în jurul nostru, să-i ridice așa, să le ridice moralul, să zicem. Pe urmă, tot la sfârșitul săptămânii viitoare, avem un... am tot vorbit de genul ăsta de aspecte. Avem un careu între Soare și Pluto. Aici vor fi afectați cei care au marcaj cardinal în astrogram, adică Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Sfârșitul săptămânii este mai tensionat, pentru că încercați să demonstrați lucruri, pentru că nu sunteți voi convinși de anumite chestiuni. Și veți sări imediat cum vedeți o postare, cum vedeți o știre și o să încercați să le spuneți voi ce credeți și cum credeți, pentru că vă e frică de ceva și vreți să le arătați celorlalți că nu vă este frică. E o discuție mai lungă aici, dar trecem peste. Deci, după cum v-ați dat seama, am discutat destul de mult despre această săptămână. Nu uitați că totuși Marte este în continuare în balanță. Luptăm pentru dreptate, adică voi ați făcut evenimente cu atâți oameni și nouă ne spuneți să facem așa, după care nu putem să luptăm cu toate evenimentele, dacă voi ați făcut noi, de ce să nu facem așa? Apar tot felul de discuții din acestea în care vă spuneam mimetismul, adică și partea asta de corectitudine. Vrem din adinsul să spunem, uite domnule, facem lucrurile corect pentru... Uite și voi ați făcut, pentru că asta face Marte în balanță. Nu vrea să-și asume... Dar dă vina pe altcineva. Și tu ai făcut. Și tu ai făcut. Și ăla a făcut. Și tot timpul suntem așa. Ăla. Deci aveți grijă în săptămâna ce urmează. Marte va mai sta în balanță, să ne aducem aminte, până pe 31 octombrie. Bun. Să trecem acum să discutăm despre fiecare dintre noi. Nu uita că aici nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm un bom, nu spunem lucrurile exact. Astrologia nu face etalări. Mi-a spus cineva, a fost foarte simpatică persoana respectivă, mi-a zis că ea pur și simplu, când repetam această frază că nu ghicesc, nu vrăjitoresc, efectiv ea închidea emisiunea. Ea era sătulă să audă acest lucru, pentru că nu înțelegea de ce repet, considerând că se uită doar persoane ca ea la această emisiune. Nu, la această emisiune se uită tot felul de oameni și oamenii cred că noi ghicim, vrăjitorim. Și a fost foarte simpatică, nu știu dacă mulți dintre voi ați văzut, am acordat un interviu Patricei Hoebner. Are ea un proiect 12 călăuze în care a invitat anumiți astrologi din România. Am fost și eu invitată și, mă rog, acolo i-am povestit mai multe despre viața mea, dar i-am povestit foarte multe și despre proiectul AstroSens și despre percepția românilor față de astrologie. Și i-am explicat în emisiune de ce sunt nevoită ca în fiecare ediție să pomenesc aceste aspecte. Și persoana care mi-a scris că închidea emisiunea a zis că în sfârșit, după aceea, a observat interviul meu cu Patricia în proiectul acela 12 călăuze și, mă rog, a citit mai multe despre mine, a aflat mai multe despre mine, acum înțelege de ce fac acest lucru și nu o să se mai supere, nu o să mai închide emisiunea, pentru că a văzut despre ce este vorba și da, mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că nu spun lucrurile acestea degeaba și că nu insist că îmi place mie. Credeți că mie îmi place să spun de fiecare dată lucrurile astea? Nu, mi-ar plăcea și mie să cred că astrologia este respectată așa cum ar trebui, să ne înțelegem. Însă mai avem de muncă. Mai avem de muncă din multe puncte de vedere în această țară. Nu mă interesează restul, pe mine mă interesează astrologia. Deci v-am spus ce nu fac. Aici sunt simple recomandări.
bazate pe semnul solar și pe ascendent atunci când se știe. Nu vă spun lucrurile exact, nu împlinesc, să nu mai aveți pretenții și așteptări la mine să vă spun că mâine vi se arde cafeaua sau mâine vi se arde mâncarea sau nu mai știu eu ce. Aici sunt simple recomandări. Gândiți-vă că este miliarde de oameni pe această planetă, sunt mulți oameni într-o zodie, nu am cum să vorbesc pentru fiecare, nu e nimeni buricul pământului. Sunt simple recomandări care trebuie mapate de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Aș vrea să cred că analfabetismul funcțional nu este la un grad atât de mare în această țară, deși statisticile sunt alarmante, încât să nu-ți dai seama că trebuie să mapezi, că trebuie de fiecare dată să pui pe ceea, să personalizezi pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Am rugat alta discuție asta, te invit și la zodie și la ascendent, să le mixezi, să le mapezi și, bineînțeles, să nu uiți că sunt recomandări generale. Să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Săptămâna ce urmează, Marte nu face niște aspecte de menționat. Rămâne în continuare în balanță. Trebuie să faci pe plac oamenilor, trebuie să fii echilibrat, trebuie să validezi, să fii validat, să negociezi. Da, o să te enervezi, asta este, n-ai ce să faci. Însă aș vrea să discutăm puțin de oprirea celor două planete importante în casa 11-a. Și vreau să te gândești tu așa, sunt câteva zonii cărora o să le spun acest lucru, vreau să te gândești mai degrabă săptămâna viitoare. Nu neapărat să acționezi, nu este o săptămână în care să acționezi. Când aceste planete își opresc retrogradarea, mai degrabă se întâmplă ceva la nivel inconștient. Dar până la nivel inconștient aș vrea să te gândești săptămâna viitoare, care au fost pașii tăi din ce am putea să spunem, din decembrie anul trecut până acum. Dacă tu ai făcut niște pași, dacă ai început niște proiecte, dacă ai trecut la următorul nivel, așa, să știi că aceste două planete, Jupiter și Saturn, te pot ajuta. Vine o perioadă în care trebuie să-ți dai seama cu ce prieten mergi înainte, cu ce prieten nu mergi înainte. Pentru că Jupiter și Saturn în casa 11 vorbesc despre e corect, nu-i corect, mai mergem, nu mai mergem, astea-s limitele mele, dacă vrei de aici, ok, dacă nu vrei de aici, ok. S-ar putea să am, ca mulți dintre voi, chiar să vă confruntați cu prietenii pe care îi aveți, cu anturajul, comunitatea și să luați anumite decizii. Nu e plăcut, pentru că Marte e în balanță și nu prea vă place să ne înțelegem, însă este mare nevoie să luați decizii cu cine mergeți mai departe la un anumit nivel și cu cine nu mergeți mai departe. Pentru că altfel, toată combinația pe care o aveți săptămâna aceasta, dacă nu o tratați la modul cel mai serios, ar putea să rămâneți prin jurul vostru cu anumiți paraziți. O să sune dur ce o să spun acum, dar credeți-mă că așa se întâmplă. Norocul este că Venus în Săgetător vă susține. Vă susține să vedeți lucrurile corect, vă susține să vedeți lucrurile moral, vă susține să aveți încredere în deciziile pe care le luați. Adică gândiți, analizați, calculați. Și încercați pe cât posibil să lăsați în jurul vostru doar oamenii care merită. Nu mai stați în situații toxice, nu mai stați în situație de complezență pentru că, nu știu, familia v-a pus să stați acolo, de-a lungul vieții a trebuit să stați lângă anumiți oameni. Fie, nu știu cum să vă spun, colegi de școală, colegi de serviciu, colegi de facultate, orice tip de colegi, orice tip de prieteni, de amici, de cunoștințe. Unii pur și simplu nu mai au ce căuta în viața voastră, fie că îi anunțați, fie că nu îi anunțați. Pe unii, nu știu, îi căutați mai rar, iar altora le ziceți, domnule, eu am condițiile astea, dacă vrei bine, dacă nu, nu. Și pentru voi, săptămâna ce urmează, trebuie să vă gândiți ce am făcut eu din decembrie și, ok, uite, am făcut un curs despre grădinărit. Bun, cum îl fac eu să-l promovez, să fac ceva cu el? Asta mă, orice ați făcut din decembrie până acum, absolut orice. Poate, nu știu, ați ieșit la pensie și v-ați apucat de croitorit. Nu știu, croitoria aia, faceți ceva cu ea, vindeți hăinuțe în bloc, vindeți hăinuțe la vecine sau promovați-vă. Trebuie expandat puțin ce ați făcut, să ne înțelegem. Bun. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Mi-a zis cineva că îi place când îmi mângâi părul. Sper că vă place și vouă. Se zăpăcește, se duce în toate părțile posibile și imposibile și de-aia îl mângâi. Cred că vouă taurilor vă place că mângâi părul, că vă place partea asta tactilă. Bun, să vorbim despre voi. Să vorbim despre voi, dragii mei, Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Eu v-am mai atras atenția în ultimele emisiuni, că am simțit că vine momentul. Haideți să ne gândim profesional, statutul vostru, obiectivele voastre profesionale. Atenție, și casa 6 este plină, sclavagia să zicem așa, ce munciți pe plantație acolo cât vă chinuiți. Dar trebuie puțin să echilibrăm,
într-o notă armonioasă, pentru că planetele din vărsător din casa 10 se pupă cu cele din balanță din casa 6. Trebuie puțin să vă gândiți la următorul nivel din punct de vedere profesional. Și vă atrăgeam eu atenția că mulți dintre voi sunteți temători și n-ați vrut să schimbați, cel puțin din decembrie. N-ați vrut să mergeți mai departe, n-ați vrut să vă dați o șansă, n-ați vrut. Ați vrut să rămâneți acolo, în aceeași ciorbă încălzită. O parte din voi, nu vă spun tuturor. Poate prindeți curajul săptămâna aceasta, pentru că și Saturn își oprește retrogradarea și dintr-o dată o să vă dați seama că așteptările voastre la serviciu nu... Dar stai puțin, că aveam impresia că lucrurile merg altfel. Nu, și o să vă loviți de limitări. Și dacă altă dată mai funcționați cu ele, acum nu mai funcționați. Și pe mă, Jupiter își oprește retrogradarea și el și zice, hai mă, hai odată, faci ceva, te duci mai departe, îți iei și tu bocceluța aia, hai! Hai că ai o diplomă, hai că nu știu, ai o experiență, ok, și dacă ești la pensie, hai, faci ceva, devii administrator în bloc, găsești o soluție, hai, astea fac planetele acestea. Dar atenție, pentru cei care nu vor să schimbe și se țin cu dinții și nu vor nici măcar la nivel personal să schimbe, planetele acestea, mai ales Saturn, vor da momente neplăcute. Efort, certuri cu șefii, chinuri din astea care nu le plac niciodată și mergem acasă, ne victimizăm că pe ăla l-a ajutat mai mult, de la a vorbi mai frumos, de la a făcut nu știu ce. Ei, să recapitulăm. Pentru cei care zic, respiră de 2-3 ori și zic, da, hai că uite, mă duc la șefa și vorbesc cu asta. Da, uite, hai că mă port altfel la serviciu. Da, uite că sunt mai conștient, sunt mai obiectiv. Pentru voi planetele astea vă ajută. Pentru ceilalți care ziceți, lasă mă că merge așa. Astea două planete, în perioada următoare, eu vorbesc de săptămâna ce urmează, dar credeți-mă că efectele se vor duce până la sfârșitul anului, cel puțin, așa? E, voi o să treceți prin niște perioade tare nasoale. Nu vă place șefa, nu vă place șeful, nu vă plac colegii, nu vă place nimic. Dar stați acolo. Stați acolo și vă plângeți, dar n-ați mișca un pas, un degețel n-ați depăși de acolo, să ne înțelegem. Bun, deci Jupiter, Saturn, astea fac. Pentru cei care au discuții cu autoritățile din viața lor, fie părinți, fie parteneri, e o săptămână în care vă puteți așeza la masă și să ziceți ce vrei tu, ce vreau eu, nu mai ești autoritate. Trebuie să vă dați seama pe cine considerați mai tare și mai mare decât voi și de ce. Ok, că este tatăl vostru, că este mama voastră, dar și acolo trebuie să existe o limită. Băi, nu sări peste mine, totuși sunt dita mai adultul, sunt dita mai omul, numai dacă sunt șef, dacă sunt partener și acolo. Dom'le, eu înțeleg că e șef, dar totuși tratează-mă ca pe un om. Trebuie să aveți curaj să faceți chestiile astea. Multă muncă, multe planete, să ne imaginăm aminte în casa 6, sclavagia acolo între ghilimele. Mercur își oprește retrogradarea, aveți grijă să nu vă grăbiți. Venus în conjuncție cu nodul sud în casa 8, e un moment important pentru voi. Vedeți și voi ce alți bani aveți în afară de jobul pe care îl aveți. Nu știu, investiții, bani la comun, dobânzi. Verificați partea asta cu dobânzile, cu creditele, cu ratele. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Yes! Pe voi, să știți că este una dintre cele mai pozitive săptămâni, să zicem, pentru voi. De ce? Planete în balanță în casa 5-a, căcălău, aer cu aer, vis. Planetele învărsătoră și opresc retrogradarea, vis. Venus a intrat în casa 7-a relațiilor la voi, vis. Ce vă mai puteți dori? Săptămâna aceasta, în afară de un Mercur care încă mai e retrograd, dar știți cum este, voi sunteți prieteni cu Mercur, că doar este guvernatorul vostru, voi n-ar trebui să vă plângeți de nimic, să știți. De absolut nimic. Aveți oportunități, aveți șanse, aveți soluții, aveți idei, aveți gânduri, aveți energie, poftă de viață, veselie, voi s-ar putea să încurajați pe toți, chiar dacă voi treceți pe momente grele, să aveți un mental foarte puternic. Deci săptămâna aceasta n-aș putea să vă spun ceva la care trebuie să aveți grijă. Poate doar la faptul că puteți ușor dezbina. Adică astăzi vorbiți despre un subiect, mâine auziți despre un alt subiect și să nu mai știți nici voi și să spuneți oamenilor din jur, băi, nu mai știu nici eu, că uite așa și pe dincolo, aveți grijă ce mesaje trimiteți și cui trimiteți. Eu săptămâna aceasta în locul vostru, dacă aveți copii, m-aș ocupa foarte mult de copii, că sunt importanți. Mai ales dacă sunt evenimente legate de școală, de grădiniță și n-au cum să nu fie în vremurile care trăim, așa, m-aș ocupa foarte mult de ce îmi place mie. Ce mănânc, cum îmbrac, ce beau, dacă fac sport, dacă ies la un eveniment, cu
restricțiile, cu nevoia de a vă proteja, aveți grijă. După care, Venus intrând în casa a șaptea, partenerul se va purta altfel de cu voi și voi la fel. Deci, săptămâna ce urmează, pe zona de iubire, relații și copii, aveți multe aspecte pozitive și depinde de voi să faceți ceva cu ele. Știți cum este? Așteptăm, dar nu ne bagă și în traist, credeți-mă. Iar voi aveți, cum să vă spun, aveți toate butoanele săptămâna ce urmează pe care să apăsați, astfel încât să primiți ce vă doriți. Trebuie doar să comunicați și să cereți. Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Pierderea de energie, sleirea, epuizarea. S-ar putea să aveți săptămâna aceasta, când Saturn își oprește retrogradarea și urmează și Jupiter în casa 8-a, să aveți un moment în care să simțiți că nu mai puteți. Nu mai puteți. Fizic, știți cum este, trup, minte și suflet. Din toate punctele de vedere. Deci voi, nici din punctul de vedere al trupului, nici din punctul de vedere al minții, nici din punctul de vedere al sufletului, nu veți mai putea. Cel puțin un moment. Majoritatea dintre voi va avea această clipă în care o să zic, nu mai pot. Indiferent de ce se întâmplă în viața voastră, că e bine, că nu e bine, că sunt evenimente, că nu sunt evenimente, nu mai puteți. Sunteți efectiv doborâți. De ce se întâmplă acest lucru? Saturn nu vrea să vă arate ce limite aveți. Că aveți și voi aveți limite. Și mai ales când e vorba de voi, că voi de obicei vă duceți către ceilalți, nu vreți să îngrijorați, vrei să-i țineți ok și țineți asupra voastră. Dar nu mai puteți. Și dintr-o dată nu mai știți ce să faceți și cum să faceți. Deci permiteți-vă acest moment în care să vă ziceți, nu mai pot. Nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Puteți să le ziceți și celorlalți, aveți un moment din ăsta așa. Sau voi în casă să trântiți ceva și să, efectiv să ventilați, să nu mai suportați. Asta unul la mână. Doi la mână. Discuțiile cu familia rămân în continuare destul de controversate, să le spunem așa. Mesajele pe care le oferiți, mesajele pe care le primiți, nu știți ce să credeți, cum să credeți, de unde vin, cum vin, insistați că voi aveți dreptate, că nu au ceilalți, dar e destul de greu de a intra în pielea celuilalt când voi nu aveți energie. Așa că dacă vin spre voi tot felul de oameni, învățați să puneți limite. Nu pot să vorbesc acum la telefon. Mă duc să dorm, mă duc să mănânc. Hai să. Pentru cei care au o perioadă destul de intensă la nivel profesional, să nu uităm, casa 4-a opozitează casa 10-a, ceea ce înseamnă că preocupările din viața familială, din viața personală, nu vă lasă să vă ocupați obiectiv de ceea ce se întâmplă la serviciu. Așa că asigurați-vă că vă prioritizați bine proiectele, asigurați-vă că nu luați personal ce vă zice șeful sau ce zice vreun coleg pe aici pe acolo. Din fericire, Venus este în casa 6-a, colegii... Voi veți dori să păstrați poate o atmosferă plăcută sau colegii vor insista să vă aveți cât se poate de bine. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Bun! Ce să vă zic? Jupiter și Saturn își opresc retrogradarea în casa 7. De când așteptați momentul ăsta, îl aștept și eu de mult pentru voi, să ne înțelegem. Acum, treaba asta în felul următor. Vorbim de casa 7, de relații. Frumos! Doar că aceste aspecte oarecum influențează foarte multe puncte în astrogramă. Influențează mijlocul cerului, prin care eu, influențează fundul cerului, prin care eu, și influențează ascendentul voi, prin opoziție. Dintr-o dată, voi ați avut impresia că ați făcut destule eforturi pentru orice, că v-ați chinuit, că ați muncit. Doar ce să vedeți, planetele în săptămâna viitoare vă arată că trebuie și mai mult efort. Și voi, știind că aveți deja o diplomă, știind că aveți deja o experiență, vi se pare nedrept că trebuie să mai demonstrați, vi se pare nedrept că trebuie să mai spuneți încă o dată, vi se pare, Doamne, prea multă muncă, prea mult timp pierdut, hai să facem ceva. Și aveți grijă că pe toate planurile săptămâna aceasta vi se pare că trebuie să depuneți mai mult efort decât altă dată. Pe care să vorbim totuși de Jupiter-Saturn în casa 7-a, că e destul de important. Dacă ați așteptat un moment să intrați într-o relație, pentru că și Venus a intrat în casa 5-a iubirii și e bine, ăsta e un moment în care puteți să începeți să construiți. Dacă tot ați aștepta să se întâmple ceva din punct de vedere relațional, să zicem, din decembrie anul trecut și nu s-a întâmplat, luați-vă gândul și mergeți înainte și vă vedeți de viață. Pentru cei care sunt singuri, e o perioadă
și încă n-au cunoscut, să zicem, pe cineva cu care ar putea începe o relație, e o perioadă în care să testați cu mai multă încredere, pentru că și Jupiter își oprește retrogradarea. Vedeți pe tot ce înseamnă chestiuni legale, juridice săptămâna aceasta, ce faceți, cum faceți pe acolo. Ama, nu e săptămâna neapărat să vă căsătoriți între ghilimele, dar este săptămâna în care să vă bucurați de viață. Venus prin casa a cincea vorbește foarte mult și de partea aceasta senzualitate, romantism, afecțiune, atingere, adică aveți nevoia de flirt, da, să cochetați, să vorbiți, să dați o replică, să vi se dea o replică, aveți nevoie de lucrurile acestea când toate celelalte vă iau pe nepregătite și vă enervează, vă supără. Marcajul din casa a treia, să ne înțelegem, în continuare destul de puternic, vă agită, vă faceți așa ca un titirez, discuții cu frați, cu surori, cu rude, cu verișori, cu prieteni foarte apropiați, închideți telefonul, îl deschideți pe cealaltă parte, închideți mesajul ăsta, vă face pop-up alt mesaj, multă, multă, multă comunicare. Totuși o săptămână în care nu aș lua decizii pentru alții, luați decizii doar pentru voi. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Tot spun de cheltuieli în ultimul timp. Da, spun și săptămâna asta despre cheltuieli, că n-am cum să nu spun de cheltuieli, să nu uităm că aveți în casa a doua în continuare foarte multe planete și Mercur își va opri retrogradarea acolo. Asta e un lucru bun, că na, Mercur este semnul vostru. Jupiter și Saturn își opresc retrogradarea în casa a șasea. Știți ce se întâmplă? Munciți, 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 că oricum vă știm destul de furnicuțe. Da, munca asta, muncă, 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 muncă. Are și ea un rezultat? Sau e doar muncă, 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 că vreți doar voi doar muncă, 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 că altfel nu știți să trăiți? Dacă nu are un rezultat, mai gândiți-vă. Stați voi așa cu voi, gândiți-vă la serviciu, cu colegi, bă, dar eu am muncit. Dar eu vreau să fac perfect, pentru că alții nu fac perfect. Dar tot ăla este lăudat. Atenție! Dacă sunteți în situații din acestea în care voi munciți și munciți și munciți și dintr-o dată vine șeful sau cineva de la serviciu și zice, uite, Costel a făcut aia și voi ziceți, pe bune. Adică eu am muncit până acum, de mi-au sărit capacele, de nu mai am suflare și tu vii și-l lauzi tot pe Costel. Nu Costel e de vină. Nu șeful care laudă pe Costel e de vină. Voi sunteți de vină. Greu. Foarte greu să acceptați că voi ați fi greșit față de voi. Voi oricum nu suportați greșeală. Săptămâna aceasta, dacă nu aveți nici măcar o laudă, nici măcar o recunoaștere, nici măcar praful, nici un mail, nici un mesaj, nici o vorbă, mai gândiți-vă. Că munca muncă e bună, dar cu limită. Și munca muncă e bună, dar să și obținem ceva de pe urma ei. Adică da, salariu. Doar că știți ce se întâmplă? Poate la un dat vreți mai mult în viață. Și Jupiter Saturn oprindu-și retrogradarea în casa a șasea, știți ce vă întreabă? Vrei să rămâi sclav pe plantație? Că îți dau. Saturn zice, aici te țin și Jupiter zice, păi nu mai situație de sclav îți dau. Doar atâta îți dau. Doar cu astea vei rămâne și vei trece din, cum era serialul acest, sclava Izaura. Vei fi o Izaura toată viața. Dar dacă nu vrei să rămâi sclav și ești puțin din situațiile respective toxice în care trebuie să accepți că și tu faci ceva greșit acolo, Jupiter Saturn zic, aleluia, hai că uite te ajutăm. Hai că uite apreciem etica ta de muncă. Dar uite, bă, dăm niște domenii, îți dăm alte situații, uite colegii vorbesc altfel cu tine. Deci de voi depinde totul săptămâna aceasta. Pe sănătate, pe tot ce înseamnă ce mâncați, cum dormiți, chestiile astea pe care le faceți zi de zi. De fapt v-aș spune să nu uitați să mâncați, să nu uitați să beți apă, să nu uitați să dormiți. Pentru că acestea fiind în casa șasea, totul o ia razul. De acolo casa șasea ține și de stilul de viață. Venus în casa patra vă ajută pentru că mai leagă relațiile de familie și vă găsiți refugiu la casă. Când la serviciu este nebunie, vă duceți acasă, vă decorați casa, faceți curățenie, vorbiți cu familia, vă înțeleg, discutați. Acasă e refugiul vostru în această perioadă. Bineînțeles, cu anumite cheltuieli, pentru că Mercur e în casa a doua și mai multe planete pe acolo. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Jupiter și Saturn își opresc retrogradarea în casa a cincea. În primul și în primul rând, cei care ați avut probleme cu copiii, nu știu, situații. Voi știți ce probleme au fost pe acolo. Copiii în urma, copiii, na, că văd ce se întâmplă în relație, copiii după, na, văd ce se întâmplă după un divorț, copiii care, nu știu, cu școală, grădiniță, online, offline, tot dezechilibru din această perioadă. E un moment în care să găsiți o soluție pentru ei.
să aveți un să-i lăsați, să găsiți un specialist să vorbească cu ei. Sau pentru cei care își doresc copii și nu au putut să aibă copii, pot găsi acum specialiștii, remediile necesare. Pentru că, da, vedeți, trăim într-o lume în care dacă nu se poate pe cale clasică, găsim alte metode. E, săptămâna aceasta e săptămâna aceea în care se prindeți curaj să ziceți, mă duc. Mă duc la clinica aia, întreb ce se întâmplă acolo, cum se întâmplă acolo. Este o săptămână în care mulți dintre voi veți dori copii sau vă veți purta altfel cu copii. Deci e importantă perioada aceasta. După care, cu Jupiter, Saturn, care și-o prezergă în casa a cincea, mai ales Saturn de mâine, că este și guvernatorul vostru oarecum, este și guvernatorul vostru, vorbește despre fericirea proprie și despre faptul că voi veți vedea în ceilalți că sunt foarte nefericiți. De fiecare dată, săptămâna aceasta, când vă veți da seama de nefericirea altuia, pur și simplu, fără să-i spuneți, doar înseamnă că vă dați seama de fericirea proprie. Cu cât vedeți mai mulți oameni nefericiți săptămâna aceasta, fără să vă spune ceva, cu atât sunteți voi mai nefericiți și cu atât e nevoie să faceți ceva, nu neapărat pentru trup săptămâna aceasta, dar pentru minte și suflet. E decizia fiecăruia ce face, cum face. În casa întâi avem în continuare Marte, deci ar fi păcat să nu profitați de acest Marte. E și Mercur retrograd, este și Soarele, deci dacă vă dați seama de propria nefericire, puteți să ziceți până aici și eu. Ok, mama, tata au făcut, am trecut. Bunica, bunicul au făcut. Soțul, partenerul, iubitul, iubită. Ok, dar de aici încolo, nefericirea mea ce fac eu cu ea? Unde o duc? O continui? O perpetuez? Adică să vadă copiii mei că sunt la fel de nefericiți sau din, în sfârșit fac, zic, păi stai puțin, că nu e ok, că nu, adică hai să, adică m-am săturat să fac pe plac tuturor, pentru că și voi vă săturați din când în când să faceți pe plac tuturor, trebuie să recunoaștem și știți de ce faceți asta, dar sunt momente în care n-aveți încotro. Bucuria este că guvernatorul vostru, Venus, face aspecte bunicele, să ne înțelegem, și Soarele face trigonul cu Jupiter pe 15 octombrie acolo. Știți ce vă invit aceste aspecte să faceți? Să vorbiți și să spuneți. Așa cum știți voi, frumos, ambalat. Nu-mi place asta, nu mă simt bine, am putea să schimbăm, ce părere ai, aș avea nevoie de asta. Vorbiți, comunicați, dați mai departe. Fie înscris, dacă vă e frică, verbal, fie verbal, dacă aveți mai mult curaj, eu cred că Marte vă va aduce destul de mult curaj. Trecem la Scorpion sau cei cu așinetul în Scorpion. Ei, aici. Financiar poate să fie o săptămână mult mai bună, pentru că Venus a intrat în casa a doua, atât pentru voi, dar și pentru partener, să știți că urmează o perioadă bună financiară. O săptămână în care sunteți destul de posesivi și geloși, poate mai mult ca altă dată în acest an, să ne înțelegem. De ce? Pentru că în casa a 12-a sunteți plin de planete. Ce turuie în căpșorul al vostru, suspiciuni, idei, gânduri, teorii, nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. Intuiția voastră e ca așa o rotiță, un perpetuum mobile, să zicem. Deci financiar mai bine. Nu m-aș baza foarte mult pe intuiție săptămâna aceasta. Adică dacă e cazul să vedeți cu persoane din trecut, n-aș pierde timpul cu trecutul în viața voastră. Ba mai mult, aceste planete, da, vă duc către trecut, dar eu mai degrabă le-aș duce către zona de izolare. Să stați în liniște, să stați retrași, să stați cu voi, să nu vă arătați mai mult. Chiar e o perioadă bună pentru asta. Până când intră soarele în semnul vostru, cealaltă săptămână, e și păcat să nu vă mai retrageți puțin, mai ales că și Marte, guvernatorul vostru, e tot acolo și Marte nu se simte bine în casa a 12-a, să ne înțelegem, adică e soldatul la care trebuie să tacă tot timpul, să facă și să tacă. Marte vrea să și spună lucruri, dar de pe 31 octombrie, când o să intre în semnul vostru, să vedeți atunci ce se va întâmpla. Și săptămână bună pentru retragere. Ba mai mult! Jupiter și Saturn își opresc retrogradarea în casa a patra, casa în care locuiți, mai aveți ceva de făcut, de decorat, de cumpărat mobilă, de cumpărat tot felul de produse, de nu știu, redecorat, reparat, găsiți chestii de făcut astfel încât să vă simțiți bine. Și relațiile cu familia, să știți, mai ales cu familia cu care părinții, rude și alte chestii, s-ar putea să se mai îmbunătățească, așa, din neant, din senin, să zicem așa. Trecem la săgetători sau cei cu așinetul săgetător. Yay! Happy, happy, happy joy! Venus a intrat în semnul vostru, Jupiter își va opri retrogradarea, Saturn își va opri retrogradarea, am vărsător în casa a treia. Mi-ar plăcea să am mai mulți săgetători în viața mea săptămâna viitoare, pentru că veți fi cei mai optimiști, cei mai încrezători, cei mai curajoși, cei mai ambițioși. Da. Și voi spuneți adevărul în față.
săptămâna ce urmează. E adevărat, în stilul caracteristic, cu exces de zel, așa, cu mult, mult amplificat, dar oamenii au nevoie. Și pentru că aveți multe planete în casa 11-a, și Mercur retrograd și Marte și Soare pe acolo, s-ar putea să provocați mulțimile din jurul vostru, fie printr-o postare pe Facebook, fie printr-o, nu știu, o discuție la locul de muncă, fie ieșiți la un eveniment și spuneți ceva ce dintr-o dată lumea în jurul vostru o să fie, știți cum e, un murmur din acela, un freamăt, orice ziceți s-ar putea să fie foarte vizibil, aveți grijă, mai ales că ești și Venus în semnul vostru și sunteți destul de atrăgători. Oamenii sunt atrași de voi, fascinați, aveți carismă săptămâna aceasta și Venus aduce și un pic de aplomb, un pic de încredere personală, atât pe parte fizică, dar și în puterile voastre, în ceea ce puteți voi să faceți. Deci, dacă ar fi să ne gândim săptămâna viitoare, aș avea grijă la vizibilitate, adică orice faceți s-ar putea să fie amplificat, gen să nu vă stricați reputația. La asta mă refer săptămâna viitoare. Grijă. E o perioadă bună pentru cei care studiază, susțin examene, vor să plece în călătorii, vor să contacteze rude, vor să ierte persoane pe care, nu știu, le-au făcut rău, persoane din familie, să ne înțelegem. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Jupiter, Saturn își oprește retrogradarea în casa a doua, casa banilor. Eu știu că majoritatea dintre voi este destul de economă și destul de practică și pragmatică. Dar poate sunt oameni care nu au avut resurse să pune deoparte, să strângă. Ar fi bine ca de săptămâna aceasta să vă conturați un fond în care să puneți puțin. Astăzi un leu, mâine un leu și tot așa. Ați face bine de săptămâna aceasta să vă mai uitați odată la veniturile pe care le aveți, la economiile pe care le aveți. Și ați face bine ca săptămâna aceasta să vă gândiți în ce ați putea investi, să vă faceți viața mai bună, mai confortabilă. Treceți, așteptați să treacă totuși Mercur retrograd și gândiți-vă, poate am nevoie de un laptop mai bun, poate am nevoie de un telefon mai bun, poate am nevoie de un aer condiționat mai bun, poate am nevoie de o canapea care să mă facă să mă simt bine, poate patul nu mai este cum era. Încercați să găsiți acele obiecte și situații care să vă îmbunătățească viața. Acum da, puteți să faceți un curs, să vorbiți altfel, să vă purtați, să vă îmbrăcați, orice. Da, deci mai întâi să conștientizăm banii pe care i-ați păstrat sau pe care vreți să-i păstrați, după care ai să încep să investesc în mine. Credeți-mă, până și un laptop poate să-ți facă viața mai ușoară. Voi știți ce vreți și cum vreți. Așa, deci pe parte financiară. Venus a intrat în casa 12, ceea ce înseamnă că solitudinea pe voi vă ajută săptămâna viitoare. Relațiile le țineți mai ascunse. S-ar putea să fiți atrași de parteneri indisponibili, s-ar putea să vreți să intrați în relații ascunse sau s-ar putea să fiți foarte sensibili, iertători, visători. Deci începe o perioadă în care ați face bine să nu ieșiți în lume atât de mult. Să nu uităm că în casa 10-a sunt multe planete, profesional sunteți bine, chiar dacă pe moment pare așa totul tensionat și nu vă place haosul, ziceți Bogdan proste că există haosul și că aveți un job și ocupați-vă să aveți o relație cât mai bună cu șefii, că nu puteți să știți ce se întâmplă în viitor. Deci la învărsător sau cei cu ascendentul învărsător. Fac o mică pauză. Da. Vă spuneam și săptămânile trecute că trebuie să vă gândiți la ce ați făcut cu viața voastră până acum. Voi știți ce ați făcut. Dacă n-ați făcut nimic din decembrie până acum și nici acum nu mai vreți să faceți nimic, păi nici nu o să se mai întâmple nimic de la anul. De ce spun? Pentru că la anul Jupiter intră în casa a doua, mai intră și puțin în casa a treia, se va întoarce în casa a doua și ce faceți acum va atrage mai mulți bani la anul. Dar dacă n-ați făcut nimic, să nu vă gândiți că o să vă rămână banii respectivi sau că puteți să faceți ceva cu ei, să ne înțelegem. După care sănătatea. Saturn își oprește retrogradarea în semnul vostru. Dacă ați avut probleme vechi, acum încep să se vindece. Dacă ați avut probleme și nu le-ați descoperit, în sfârșit le descoperiți. Saturn aici vă arată limitele. Băi, nu pot să mai dorm 3 ore pe noapte. Nu mai pot să mănânc toate prostiile. Nu mai pot să beau ca la nebun. Nu mai pot să fac tot felul de chestii. Deci vă arată limite, dar vă arată și locul unde puteți să construiți. Cu Saturn aici, pentru că face opoziție și cu casa 7, să știți că și relațiile nu sunt chiar așa pe placul vostru. Sunt din astea rutinoase, vi se par prea conservatoare, prea tradiționale, vi se pare că nu creșteți, dar Saturn vă arată că nu trebuie să fie totul cu explozii, cu artificii. Saturn oprindu-se în semnul vostru, vă cere să construiți ceva. O casă, o familie, să faceți un copil. Ce începeți acum
e de lungă durată. V-am atras atenția încă de la începutul anului, vă spun și acum. Ce începeți acum și săptămâna asta și săptămâna cealaltă, când ambele planete și oprez retrogradarea, e de lungă durată. Și dacă voi vreți ceva de lungă durată, un curs, nu știu, un job, o meserie, o pasiune, o relație, orice vreți, un parteneriat, e de lungă durată. În schimb, ce nu funcționează acum și țineți, astea nu vor funcționa de la anul. Din contră, vă vor aduce multe pierderi. Deci ce nu funcționează acum, dacă voi nu schimbați ceva, anul viitor va scoate și din buzunar, și din energie, și din timp tot felul de lucruri. Pentru că Jupiter, pe urmă, și el își oprește retrogradarea și vrea să vă ajute. Vrea să vă ajute să construiți, vrea să vă ajute să vă ofere în traistă mai multe situații, mai multe soluții, mai mulți oameni. Pentru că Jupiter la voi vorbește de anturaj, de comunitate, de oameni care vin spre voi să vă ajute, de vizibilitate. Ar fi și păcat în continuare să nu vă gândiți săptămâna aceasta, pe lângă nebunia pe care o auzim la știri, pe lângă ce se întâmplă în familie, pe lângă ce se întâmplă la serviciu. Să vă duceți voi acasă, să vă gândiți... Pentru că soarele face, să ne aducem aminte, trigon cu Jupiter din semnul vostru și soarele în casa noua. Și casa noua vorbește puțin și de obiective îndrăznețe, mărețe. Dar obiective din acelea, nu știu să vă spun, câștig la loto și mă îmbogățesc. Nu. Vreau să cresc, vreau să mă dezvolt, vreau să fiu o persoană mai bună. Vreau să ajung la un alt nivel. Adică nu vă duceți către ceva practic, ci gândiți-vă mai degrabă spre... ce visați, dar nu visele Disney de care vă spuneam, ce visați, ce sperați, unde vreți să ajungeți. Și ar fi păcat săptămâna asta să nu faceți așa ceva. Venus a intrat în casa 11-a, cereți și voi ajutorul că îl veți primi. Nu vă fie teamă să cereți ajutorul și voi veți avea, cum le spuneam și celor berbeci sau cei cu ascendentul berbec, veți avea destule situații din acelea în care să vă dați seama că multe dintre prietenile pe care le aveți nu prea mai au rost cum aveau până acum. Și veți trece prin momente în care să le ziceți, bă, nu mai vreau să mă văd, bă, hai să mai vorbim, hai să vedem ce facem și ce drege. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Jupiter și Saturn, mai întâi Jupiter, că este guvernatorul vostru, își oprește retrogradarea. Saturn mâine își oprește retrogradarea. Vă spuneam de la începutul anului că dacă v-ați știut cu probleme de sănătate, dacă v-ați știut cu vicii, dacă v-ați știut cu situații toxice, ăsta e momentul de trezire. Dacă nici săptămâna aceasta nu vă treziți, o să mai așteptăm mulți ani. Deci dacă ați căutat un moment în care să ziceți, pun mâna pe telefon și mă duc la doctor și îl întreb ce pot să fac să scap de acest viciu sau... sun un terapeut, un specialist și zic ce pot să fac, cum pot să fac să ies din această relație toxică sau ce pot să fac să nu mai stau într-un loc de muncă în care oamenii își bat joc de mine și mai mult sufăr decât să-mi fie bine. Ce pot să fac ca să-mi fie mai bine? Atenție! Că a vă fi mai bine o să dureze până acolo, pentru că astea vor intra, Jupiter va intra în semnul vostru, dar Saturn va rămâne în casa 12-a. Și o să zic că ce nu rezolvi din trecut, ce nu vindeci odată, n-am de ce să te las să crești. Nu am de ce să te las să crești. Efectiv, nu am de ce. Dar dacă voi decideți și luați faceți un pas în acest sens și vedeți lucrurile altfel, viața altfel și nu vă mai, cum să vă spun, nu vă mai uitați la viață prin ochii celorlalți. Adică uite ce mi-a făcut ăla, ce mi-a făcut aia, toată lumea are ceva cu mine. Nu vă ajută aceste prietenete. În schimb, dacă stați așa cu voi și ziceți, domnule, așa sunt eu, mai sensibil, mai vulnerabil, îmi place să mă sacrific, îmi place să mă arunc, dar de unde să mai dau? Cât să mai dau? Nu mai am. Buzunarele îmi sunt goale, inima mi-e goală, sufletul mi-e gol, mintea, nu, de unde, de unde, cum, de unde? Deci, trebuie să renunțați. Plus că gândiți-vă că în casa 8 aveți multe planete. Lipsă de putere, lipsă de control, vă zbateți, vă obosiți, nu aveți control asupra banilor, nu aveți control asupra timpului, toate resursele voastre, ale partenerului. Singurul lucru bun din această săptămână este că Venus a intrat în casa 10-a, yes, și asta vă ajută să primiți o oarecare recunoaștere din partea șefilor. Poate ați așteptat o aprobare, o avansare, un progres, nu știu, o schimbare în cadrul companiei unde sunteți sau o vorbă bună sau o recunoaștere a eforturilor voastre. Venus tranzitând casa 10-a, în sfârșit vă ajută. Ba mai mult, cred că așteptați acest aspect de vreun anișor cu siguranță. Deci s-ar putea să începe să primiți laudele și recunoașterea și validarea mult meritate.
Deci, după cum vă spuneam, săptămâna ce urmează este destul de importantă. Vă invit pe toți să reflectați, să gândiți, să observați, să analizați și să vă gândiți care este următorul pas în viața voastră. În viața voastră, atenție, adică în viața mea, nu mă mai gândesc la restul, mă gândesc la mine. Pentru că dacă eu sunt bine, vor fi și ceilalți bine în jurul meu. Dar dacă eu mă duc tot timpul să fac bine pentru celălalt, eu fug de mine. Când sunt bine, îi pot ajuta pe toți în jurul meu. Pe absolut toți. Și Jupiter-Saturn vor fi învărsători. Vorbim foarte mult de drepturile mele versus drepturile tale. Ce faci tu mă afectează, ce fac eu te afectează. Va trebui găsită undeva o soluție, un compromis. Că de fapt despre asta vorbesc astrele în perioada următoare, de un compromis, astfel încât să supraviețuim, să ne fie bine. În rest, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi, după ce aveți grijă de voi, după cum vă spuneam, și să ne vedem sănătoși săptămâna ce urmează.